oficial în vacanță și facem referire la școlare. Mare bucurie și mare stres pentru părinți. Bine, stres e probabil mult spus, dar adevărul este că vrând tot ce este mai bun pentru copiii noștri, ne adresăm această întrebare. Ce facem cu ei pe parcursul verii? Cum ne adresăm? Că acum 15-20 de ani puțini și adresau întrebarea. Vedeți și voi ce faceți, să fiți cuminți când ajungem seara. Dar nu era pericolul telefoanelor, înțelegi? Da, nu era pericolul provocărilor de pe telefoane, pentru că aici apare problema, în momentul în care tinerii citesc tot felul de provocări și acceptă să intre în aceste provocări, iar asta ar putea să le pună siguranța fizică sau siguranța psihologică în pericol. Dar noi în această dimineață o să discutăm despre cum ar trebui să arate o vacanță frumoasă și cum am putea să ne implicăm în structurarea acesteia, pentru că alături de noi este doamna Viorica Buc, psiholog. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Noi ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră, pentru că noi, în calitate de părinți, avem nevoie de un soi de liniște. Vrem să se și odihnească copiii, dar în același timp, parcă nu am vrea să uite chiar cu totul ce înseamnă responsabilitatea unui școlar. Care este viziunea dumneavoastră? Cred eu că o iscusință ar fi să mergem pe zona de echilibru între relaxare și între cogniție. De ce? Pentru că copilul trebuie să cunoască, să învețe mereu ceva nou. Și sigur că modul în care îi propunem să facă acest lucru contează foarte mult. Spre exemplu, dacă îi spui învață tabla mulțirii sau ai de citit 100 de pagini astăzi, păi nu sună tocmai drăguț și sigur că îi trezim nu altceva decât dezinteres și demotivare. În cazul în care îi propunem copilului, uite, aș vrea să știu ce ai învățat astăzi nou din cartea X sau cartea Y, sau să-i propunem să mergem la o librărie sau la o bibliotecă împreună la început de vacanță, ar fi minunat, nu? Da. Deci ar trebui să strânim curiozitatea. Ar accepta și vă întreb lucrul ăsta pentru că vacanța este mult așteptată. Și vacanța, în mod special prima etapă a ei, este dorința de a nu face nimic legat de școală sau legat de studii, pentru că mulți copii au și alte activități și pe alea le continuă, dar ar accepta să continue să studieze, să învețe? Sigur că nu. Inițial, în prima etapă a vacanței, aș recomanda să-și ia relaxarea. Relaxarea la maxim, deci cotidianul care și-l trăiește în perioada anului școlar ar trebui să fie diferit decât cotidianul care și-l trăiește în perioada vacanței. Deci, începând de la doza de somn care și-o ia în fiecare dimineață și nu este trezit din cauza sau din motivul sunetului unui deșteptător, până la libertatea care și-o propune și-o dorește, cred eu, două săptămâni ar fi suficient ca să-și reîncarce bateriile. Așa. Deci vorbim despre prima etapă a vacanței. După două săptămâni începe. După două săptămâni începem așa alegeri să-i propunem copilului un alt gen de activități. Deci nu e neapărat să mergem pe zona asta cognitivă care ține de programul școlar. Putem să-i propunem să exploreze, spre exemplu, să cunoască un domeniu istoric sau unde își trezește curiozitatea domnia sa, nu? Da, ca eu să înțeleg corect, e important să facem, să încurajăm copilul să studieze în continuare, dar nu e musai să stea cu cărțile care fac parte din curicula școlară. Nu este important să-i dăm să facă exerciții. Important e el să continue să exploreze, să afle lucruri noi. Asta contează, de fapt. Exact. Creierașul să funcționeze, să funcționeze mereu, să nu uite cum e, să cunoască ceva nou. 90 de zile. Această pauză este mult prea mare pentru un tânăr în care să nu facă nimic cognitiv? Sigur că e mult prea mult. De ce? Pentru că nu poți pune viața pe pauză. Dar, totodată, mai avem noi conoaționale, naționale, să obișnuința să ne petrecem vacanțele în reparații, în griji. Vorbesc despre zona adulților, nu? Da, da. Și atunci când suntem noi așa puși pe roate, le propunem și copiilor noștri să își ia acest stil de viață. Însă, copiii, sigur că o pun rezistență. Modul în care îi trezești curiozitatea copilului sau îi dai niște sarcini casnice ca să le realizeze, asta contează. Deci să știi să interpretezi, să-i dai mesajul corect. De exemplu, am avut vineri la cabinet o doamnă cu fetița de 9 ani. 8-9 ani și îi propune fetiței, îi zice așa cu intonații poruncitoare,
să iei să înveți tabla mulțirii. Doamna psiholog, vă dați seama, copilul meu nu știe tabla mulțirii și nu vrea să o memoreze. Păi spun, sigur că nu vrea, pentru că e o memorare mecanică. Încercați să-i propuneți un exercițiu cu banii, cu merele, cu bomboanele și să vedeți cât de repede o însușește. Deci dați-i posibilitatea să însușească într-un mod... Adevărul este că da, noi părinții ne dorim rezultate foarte mari, avem așteptări imense de la copii, dar tare am vrea să o facă independent, fără implicare noastră. Da, eu am o curiozitate, pentru că la vârsta de 8-9 ani sau 10-13 ani ne implicăm, vedem ce activități are pe parcursul întregului an, pentru că spuneam, unii nu pun pe pauză alte activități, că și vara trebuie să meargă, să facă dans în continuare, să practice sport în continuare sau alte activități, poate ceva legat de artă. Pentru cei de 15-18 ani, cum ne implicăm aici în activitățile lor și cât de mult acceptă ei să ne implicăm în activitățile lor? Păi, vârsta rămâne a fi vârstă și particularitățile ei rămân a fi neschimbate. Deci, modul în care ne propunem noi să comunicăm cu acești copii și să le aflăm curiozitățile din timp, deci dacă nu le-am dezvoltat până la 16-18 ani, sigur că avem un adolescent care se va pasiona mai mult de comunicare. Și ziua va dormi și seara va merge să stea cu prietenii. E ceva absolut firesc, doar că trebuie să existe limite de timp și niște sarcini pe care îi le propunem adolescentului spre realizare. Și pe parcursul verii, ar trebui părinții să petreacă mai mult timp cu copiii, pentru că pe parcursul anului școlar, ei sunt la școală, noi suntem la muncă și reușim să comunicăm mai puțin, să ne jucăm mai puțin, deși copiii asta așteaptă, pentru ei contează asta foarte mult. Ce recomandări ați avea pentru părinți? Recomandările mele ar rămâne sigur că cele care alimentează comunicarea cu părinții și cel puțin 2 săptămâni din toată perioada vacanței ar fi binevenit părinții să le petreacă copiii săi. Să interacționeze cu bunicii, cu părinții, să meargă în vacanță împreună, să exploreze ceva nou împreună. Deci comunicarea cu părinții ar fi una ideală pe întreg parcursul vacanței. În cazul în care nu există asemenea condiții, sigur că ne propunem cel puțin 2 săptămâni să interacționăm mult mai mult cu copiii noștri și propunându-le un scenariu mult mai divers decât cel de rutină în fiecare pe parcursul anului, în fiecare zi. Vreau să mergem și la polul opus și să ne spuneți dacă avem și altfel de extreme, copii care prea mult ar studia și în timpul vacanței, care ar citi prea mult și care ar uita să se relaxeze sau să comunice cu prieteni, să iasă puțin afară din casă. Dacă există și astfel de extreme și dacă este recomandat, pentru că îmi dau seama că undeva în lumea asta și sigur și în Republica Moldova, există părinți care spun copiilor, mai lasă cartea și încearcă și tu să comunici cu colegii tăi. Orice extremă nu face bine, e știut lucru și atunci când le propunem copiilor noștri să iasă din zona de cogniție și să-și varieze activitatea, sigur că trebuie să fim alături de ei. De ce? Pentru că ei nu cunosc asemenea scenariu și sunt legat de exigențe majore. Deci au o rată de perfecționism foarte înaltă care la sigur că este impusă tot de noi. Și atunci când le dăm alternativa modelului nostru comportamental de relaxare, de divertisment în viața de zi cu zi, sigur că copilul își preia modelele noastre. Cum am și eu o curiozitate și sunt absolut convinsă că multe mămici și tătici, evident, se vor regăsi în astfel de situații. Eu îi spun copilului, de exemplu, hai, vezi, poate citești, poate rezolvi nu știu ce, faci ceva. Răspunsul universal este: mami, tu ai uitat, eu sunt în vacanță. Ce le spunem copiilor în asemenea situații? În acest context ar fi foarte binevenit să stabilim niște reguli la început de vacanță, deci după ce se sfârșesc acele 2 săptămâni care își cuprind încărcarea tuturor bateriilor și resurselor pentru a continua, de fapt, un stil de viață care este adaptat la vacanță și facem înțelegeri. Deci definim niște reguli care sunt binevenite atât pentru adult cât și pentru copil. Deci dacă eu merg la servici, tu ești acasă și ești responsabil de 1, 2, 3. Deci faci ceea ce ar fi binevenit să faci. Și îți cuprinde perimetru de la o oră la două, nu mai mult. Și după care, deci copilul trebuie să aibă o claritate. Și de la începutul vacanței. La începutul vacanței, sigur, sigur. În această dimineață, următorul dialog este despre pericolele pe care le întâlnim în vacanță. Foarte curând vom aborda și acest
acest subiect și mă gândeam la curiozitatea pe care o au copiii. Acum, indiferent dacă vorbim de materie școlară, de anumite obiecte și materii fixe, dar curiozitatea este unul dintre elementele copilăriei și adolescenței. Și vreau să ne spuneți dumneavoastră cât de curioși sunt ei și dacă această curiozitate crește în sezonul estival. Pe măsură ce timpul liber vine la dispoziția copilului, sigur și curiozitățile cresc. Și ele nu cresc în raport cu cogniția la care pretindem noi, dar cresc cu ceea ce este interzis sau ceea ce ține de viața de adult. Și sigur că în acest context de idei ar fi foarte binevenit să securizăm sau să fim prudenți la ce urmărește copilul nostru, să vedem unde și alimentează curiozitățile. De ce? Pentru că accesul la informație presupune o consecință mai puțin dorită pentru copii, de ce ce ține de zona sexualității, de zona comunicării nesecurizate cu comunicarea de divers gen care le trezește sau de diverse persoane care le trezește o curiozitate maximă, acolo unde li se dă valoarea pe care nu mereu le-o dăm noi copiilor noștri și ar putea să copiii să ajungă pradă a acestor curiozități care să-i pună în situații nefiresc de periculoase până la urmă. Exact. Da. Atât pentru starea lor fizică, cât și psihoemoțională. Noi vă mulțumim tare frumos că ați venit. A fost o deosebită plăcere să vă revedem în primul rând și vă mai așteptăm cu mare drag. Și eu voi veni cu mare drag. Vacanță frumoasă copiilor noștri.